Elevii din județul Sălaj au marcat Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane. Ei au atras atenția asupra acestui flagel printr-un flash mob, la care au participat peste 2000 de elevi și care s-a desfășurat în toate cele 4 orașe ale județului. Flash mobul derulat sub numele Nu ești de vânzare, alege pentru binele tău, a fost o acțiune organizată și desfășurată de către CJRAE Sălaj. La acest eveniment au participat elevi din toate unitățile de învățământ din municipiul Zalău, precum și din localitățile Jibou, Cehul Silvaniei și Șimleul Silvaniei. Elevii au fost coordonați de către consilierii școlari. Activitatea de astăzi a finalizat cea de-a șaptea ediție a proiectului Nu ești de vânzare, alege pentru binele tău. Este o activitate care s-a desfășurat în toate școlile din Zalău și din Șimleul Silvaniei, din Cehul Silvaniei și din Jibou. Iar ce s-a întâmplat astăzi? Este un flash mob în care elevii, alături de dascălii care au coordonat activitățile, au înghețat timp de 4 minute pentru a lua atitudine împotriva acestui flagel care este traficul de ființe umane. Astfel am încercat noi, cei din școli, din școlile din județul Sălaj, să luăm atitudine împotriva acestui flagel. Activitatea, așa cum v-am spus, a încununat, este o activitate de final a întregului proiect, deoarece s-au desfășurat foarte multe activități în care noi am promovat în școlile noastre ceea ce a urmat să se întâmple, ne-am realizat pancarte, am încercat să ne mobilizăm, să selectăm cât mai mulți elevi și consider că a fost o activitate de succes. În total, în această acțiune s-au mobilizat peste 2000 de elevi de la unitățile de învățământ din Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehul Silvaniei.